Ai, norocomen, dragi. Pentru că tot am avut timp ocupat o grămadă și n-am avut timp liber să fac terasa cum am vrut, m-am gândit să fac totuși ceva ce pot să fac între două clipuri, între două sketch-uri, ca să fie mai rapid și frumos el așa. Fac un scaun de ăla pentru grădină. De asta. Așa, unde ăla vreau să fac? Am vrut să prind că se pară și foarte confortabil și o să încerc să fac azi unul. Deci, bam, bam, bam. Deci, ca să începem cu începutul, pentru că aici lângă noi avem o casă care e în construcții și are o stivă mare de lemne pe care nu-i mai folosește nimeni. Am întrebat proprietarul și el a zis, poți să faci ce vrei cu ele, dacă mă scap de ele cu atât mai bine. Și am zis, perfect, înseamnă că am cu ce să mă apuc de treabă. Și el a zis, da, ia și te bucuri niște. Așa că am selectat câteva scânduri care mi s-au părut mai sănătoase pentru ce am nevoie și, ba, prima oară am trasat picioarele din spate și zona de șezut, cumva una și aceeași. După care am prins frumos picioarele din față, ca și punct de susținere, și deasupra picioarelor am prins mânierul scaunului. Aici m-am apucat de spătar, am luat patru scânduri, le-am îndreptat frumos într-o parte, le-am prins, văd cam cum arăta în prima fază scaunul. După care le-am desfăcut, le-am decupat partea de sus ca să aibă cât de cât o formă spătarul și m-am apucat să le șlefuiesc. Prima oară am folosit un șmirghel mai abraziv ca să iau partea asta mai groasă de pe scânduri, după care am luat un șmirghel mai finuț ca să dea aspectul ăsta de finețe și drăguț la digere. A ieșit foarte mult praf, noroc că a bătut vântul în direcția în care n-am avut o treabă, că altfel nu știu ce ieșea. Efectiv, păream că-s confundat în romeguș. Dar o meritat. După ce am terminat de șmirghelui totul, m-am apucat de reasamblarea exact așa cum era. Aici frumos am fixat spătarul cam cum ar trebui să arate și am venit cu fundul scaunului, adică partea de susținere a șezutului. Bam, bam, am prins totul de drept, după care am mai pus două bucăți din tăritură la mânier, pentru că ele fiind prins doar într-o scândură colaterală, nu prea ai stabilitate, o trebuie să mai întărești cu ceva asta. Și totul bine și frumos, bam, bam, bam. După care am luat plecul și am mai șmirghelit unde era nevoie pentru că nu era perfect. După care m-am apucat de dat cu lac. Acum, fiindcă scândurile sunt folosite și au fost mai vechi, ele mai au urme de cui și de uzură, ceea ce nu mi s-a părut că merge cu albul ăla, care albul ăla e prea pretențios. Lacul dă o impresie mai de rustic, ceea ce mi-e convine foarte mult. Am mai luat două bucățele mici de scândură pe care le-am găurit pentru că am vrut să fac și un suport de umbrelă, pentru că ce rost are să stai ca bosul pe scaun dacă te bați soarele în cap. Așa că am prins frumos într-o laterală bucățica asta și aici frumos vine scândurica și măsuța mea. Deci așa arată produsul final. Aș fi făcut niște chestii diferite acum, dacă când o să fac pe al doilea, pentru că o să fac un al doilea scaun ca să aibă pereche. O să fac un pic diferit niște chestii. În primul rând o să fie spătarul mai mare aici. O să pun încă un rând de picioare de susținere. Asta o să fie un pic mai adânc, mai lung, pardon. Adânc și mai destul de bun, dacă ar veni spătarul mai lung. Iar tăietura asta mi se pare un pic inutilă. Probabil nici asta la rotundă nu o să mai tai. Dar în principiu e destul de solid și de ok. Cam așa o să rămână și următorul. Șmecheria este că dacă folosești scândură care mai fost folosită la altceva, o să aibă urme de cui și tot felul de chestii. Mie îmi place că de un aspect destul de rustic, acum fiecare cum consideră. Dar, na,
Asta e produs, este. E bine, știu că dacă nu mai merge cu comedia, pot oricum să mai profilez.